Deși nu au fost fenomene meteo periculoase, iar vântul nu a vrut măcar să adie în weekend la Fălticeni, o parte din tăiul din fața Muzeului de Artă Ion Irimescu s-a prăbușit sâmbătă pe strada Mihai Eminescu. Numai norocul a făcut să nu se întâmple o nenorocire. Șoferul unei mașini a frânat puternic, în timp ce o șoferiță a accelerat pentru a nu fi prinsă sub creanga care începuse să cadă. În zonă erau și foarte mulți pietoni care tocmai ieșiseră de la un spectacol de la Muzeul Ion Irimescu. Primarul Cătălin Coman a declarat că în municipiul Fălticeni astfel de probleme cu arborii bătrâni au mai fost în ultimii ani. Edilul a precizat că acești copaci trebuie înlăturați, cu toate că mulți fălticeneni nu sunt de acord. E vorba de un tei din fața Muzeului de Artă Ion Irimescu din Fălticeni. Practic, nici vânt n-a fost în ziua respectivă. Cred că era o problemă mai veche, a căzut, din fericire nu s-a întâmplat niciun fel de accident, de niciun fel de natură, nici umană, nici materială, dar tot ce a fost acolo confirmă încă o acțiune pe care Primăria Municipiului Fălticeni o derulează, în ciuda unor critici, unor persoane care probabil iubesc mediul, dar trebuie să înțeleagă că fiecare copac are o durată de viață. Prefer să ne asum toate aceste critici pentru toaletarea și cu tăierea totală a copacilor bătrâni și uscați decât, Doamne ferește, să se întâmple vreun accident și să aibă cineva de suferit. Primarul municipiului Fălticeni a precizat că au fost plantați aproximativ 6.000 de copaci care să-i înlocuiască pe cei bătrâni. Vreau să reamintesc faptul că Primăria Municipiului Fălticeni a plantat în această primăvară 6.000 de copaci. Practic am curățat câteva zeci, am plantat 6.000, cred că din punct de vedere, eu știu, al mediului, din punct de vedere al ecologiei, ne-am făcut datoria pe deplin și invităm pe toți cei care într-adevăr iubesc mediul să nu facă acest lucru doar, eu știu, în fața calculatorului sau în fața televizorului, ci invităm alături de noi în campania pe care o vom derula și în această toamnă de plantare de arbori și de copaci în toate zonele Fălticeniului.